92. Da. Și acum mai știm pe... A, B. Mânchiu o știm. Mânchiu o știm. Da, și erați a zis că știm. 6. Da, deci 6 plus 24 plus 6, 36. Deci, zicem că A, B, egal cu 24 plus 12, 6 plus 6, face 36. Și acum perimetrul va fi de 22, 2 pe lângă 22, plus 36, da? Și 2 pe lângă 58. 58, face 16. 116 metri. 116 metri. Mai avem ce C și A. CO. Raportul dintre area terenului de joc și area dreptunghiului ABC. Să scriem raportul ăsta. Dintre area terenului. Area terenului. Adică ce e area terenului? Area terenului am aflat. Am aflat o parte. Acolo. Pasul sub de mâine o parte. Așa. Supra area. Dreptunghiului ABC. Zice o aproximație de 1 pe 100 prin lipsă. Deci să calculăm acest raport dintre area terenului de joc și area dreptunghiului cu aproximație de 1 pe 100 prin lipsă. Cu o sutime, adică de sutime prin lipsă. Așa vrea să-l facem. Exact. Area terenului cu aproximație de 401 04. Supra 116. Nu are perimetru. Adică înmulțim 36 ori 22 și egal cu 792. Deci 401,04 supra 70 92. Care dă 0,506. Învățirea asta. Da. 0,5063. 5063. Dar trebuie la o subire prin lipsă. Nu e 0,500? 0,500. Acum să vedem. Deci ăsta e rezultatul. Și acum trebuie la o subire prin lipsă. Deci asta... Cu aproximație de 1 pe 100 prin lipsă. Adică 1 pe 100 adică o subire. La nivel de sutime, prin lipsă. Care e sutime? Atunci 0,5, nu? Care e sutime? Care e sutime? Ok. Păi să zicem că nu știm. Nu putem spune 0,5, 0,6, 3, minus 1 pe 1000. Nu, ăla 0. De ce minus 1 pe 1000? Adică minus 1 sutime, prin lipsă, nu știu. Minus 1 pe 100, dacă nu e minus 1 pe 100. Nu ți-a zis minus 1 sutime sau minus 1000. S-a aproximat. Deci eu spus, la nivel de 1 pe 100. S-a aproximat. S-a nivel de sutime. Să aproximezi prin lipsă. Care e sutimea a stabilit? Ăla, 0. O secundă. Aici e 10, sutim, minima. Și la sutim avem 0. Da. Și vrea prin lipsă. Dacă... Atunci, 50. Dacă ar fi fost 1, o sutime, ce înseamnă prin lipsă? Renunțam la sutimea respectivă. Dacă e 0 și mai are ceva după ea, da. Renunțăm la 5 după ea. Renunțăm după ce? 0,5. 0,100? 10 mai rămâne. Da, ceva, vrea, adică minus din aia 0,100? Nu. Nu, minus. Nu, nu, nu. Ce înseamnă numărul următor? 3,14. Q-ul este 3, 4, nu știu pentru mai este 3, acolo. 14. Și mai sunt multe decimale, nu? Ce se împart? Pi. 3,14, e nu-i greu de... 3,14... Deci 3,14159... 5,9... 5,9... 2,6... 2,6... 5,36... V-am spus la 40 de ceva. Noi nu știm nici decât cu două, da? Ei bine... faptul că vreau o aproximare prin lipsă până la nivel de zecimi înseamnă că renunț la tot ce înseamnă sutim și la mai departe. Adică după te oprești la cifra 10, la zecimi, da. De după ea ștergi tot. Asta înseamnă la zecimi. Dar acum la sutim își cere. Dacă îți cerea până la precizie, te rog să-mi faci o aproximare până la 1 pe 10. Până la zecime. Până la zecime. 3,1. 3,1. Și restul se vede. Nu te mai interesează. Acum
Sutim înseamnă 3,14. Dacă deci, chiar la mine. 0,50? 0,5 rămâne acolo. Da, 0,50, 0,5. Oh, ai înțeles? Trebuie să știi decimea și mai zice cum... Dar dacă și gazon costă 10 lei, un metru de gazon costă 10 lei, cât costă ca să acopere tot terenul de aici? Da, mai zici și de. Da. Acolo răspunde 0,5, domnul profesor, doar. Da, deci aproximativ. 0,5, raportul ăla, 0,5. Da. E un raport. Sau dacă vrei să scrii ca raport, 5,10, adică 5,10 ori pe 2. Bun. Dacă vrea să lăsați ca să vedeți la mergi ca de, deci așa, dacă un metru pe care gazon costă 10 lei, cine e gazonul? Gazonul e pe teren, pe teren de repoză. Asta înseamnă gazon. Deci un metru pătrat costă 10 lei. Unde e? Unde e terenul de poță? Da. Deci, dacă un metru de gazon... Un metru de pătrat. Un metru pătrat. Costă 10 lei. Cât o costă gazonul necesar pentru acoperirea terenului de joc? Păi aria am făcut odată. Aria terenului 401, zice. Deci aria terenului 401,04. Metru pătrat. Adică 4010, o să fie cum? 4010. Asta am problema 1, problema 2 mă rămâne. Sigur ne-am întins cu subiectul acela, cu modulul acela. Dar am mai învățat ceva. Sigur am avut. Nu renunțăm, asta cu asta am plecat de acolo, nu renunțăm la viitorul care conține necunoscuta. Da, mare atenție. Să facem, să mă ducem până facem sinteză. Sinteza orei. Ei, dar aici, domnul profesor. Da, ia, ziceți la început ce ați făcut copii. Hai să luăm ca să primim tot. Exact. Ziceți la primul exercițiu. Scrieți-vă că sunteți la primul exercițiu. Sunteți la primul exercițiu. Ăla, hai zi, ăla cu capul. Subiectul 2 a fost un cub subdesenat, da?
particip la sisteme de ecuații, probleme de pus în ecuații. Așa, funcții, modulul, aici definiție și aici mai trebuia spus, adică acum chestia asta și modulul, hai să spun la modulul. Sisteme de inecuații, sisteme de inecuații, sisteme de inecuații, și problema asta care am avut aici, dreptunghiul, aie și perimetrul. Trapez. Am văzut. Cam așa a fost lucrurile importante. Așadar... La revedere, vă mulțumim că ați venit la profanaș. Ne dorim o seară plăcută în continuare. Nu uita de la share. Și să spun la toți prietenilor, să-l numesc, la revedere!